Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Că nu se poate altfel decât Republica Fantastică România. Numai aici se poate o bulibășeală totală, cum a fost cu plafonarea prețurilor la electricitate. Pentru a șaptea oară anul acesta, guvernul va schimba din nou sistemul de calcul, compensare, stabilirea prețurilor la energie. A șaptea oară, bă, băieți. Și undeva, sincer, nici nu mai știu pe unde. Cred că între a patra și a cincea sau a cincea și a șasea schimbare, statul și-a găsit timp să și amendeze furnizorii că n-au făcut facturile la timp. Deci zici că e la camera ascunsă toată treaba. Și a făcut treaba statul. E asta cu ai șapcă, n-ai șapcă, e amendat că n-au șapcă după ce le-a zis să scoată șapca și să-și o pună la loc, să-și o scoată, să-și o pună la loc. Și la un moment dat i-a prins. Ha! N-ai șapcă! Bac! Amendă! Ca un banc. În fine, acum, guvernul evident că a observat că în încercarea de a-i face pe cheaburii cu multe case să plătească un preț mai mare pentru curent, i-a făcut victime și pe chiriașii din România. Că aceștia n-au practic niciodată contractele de utilități pe numele lor în țara noastră, teoretic, i-ar putea să le preia, dar sunt atât de multe obstacole practice și complicații legale încât asta nu e o soluție aplicabilă, cel puțin nu pe scară largă și nu în actualul context legislativ. Da. E un lucru care trebuie pregătit mult mai bine. În fine, cum știm că politicienii au înțeles că gugumânia pe care au comis-o e imposibil de ascuns? Prin simplu fapt că acum chiar membrii coaliției se dau de ceasul morții să arunce vina unii pe ceilalți. Deci au o cartof fierbinte în mâini și și-l pasează cu scandal unii celorlalți. Nimeni nu mai recunoaște acum responsabilitatea pentru toată bulibășeala. Deși, cum am putea uita asta? Legea a trecut prin Parlament la propunerea guvernului cu votul comun și fără obiecții al PSD, PNL și UDMR. Deci toți și-au asumat-o fără să se gândească unul, de fapt, să încerce să-și... Bă, să facă ce face orice producător de orice. Bă, cum se întâmplă asta? Să-și imagineze. Să-și imagineze și să scrie pe hârtie cum se întâmplă, ce vreau eu să fac, care sunt pașii, care sunt consecințele, ce trebuie, ce factori trebuie să fie îndepliniți, ce condiții trebuie îndeplinite, ca ceea ce decid eu să se poată și întâmpla în realitate. Că dacă puneau pe hârtie pas cu pas, observau că este un haos total, o bulibășeală cumplită. Asta spune ceva despre capacitatea administrativă a birocrației de stat din țara asta. Și nu spun birocrație în sens peorativ. Și întotdeauna e despre ce fac ceilalți. Știi? Voi trebuie să faceți aia, 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 fără să intereseze dacă noi putem face chestia aia fără ajutorul lor. Bun, iată acum o să difuzăm o secvență relevantă. E o discuție purtată ieri la postul de televiziune Digi24 între un deputat PNL, Adrian Cosma, și ministrul finanțelor, Adrian Căciu. Deci fiți atenți cam la ce grad de nervozitate au ajuns acești reprezentanți ai coaliției de guvernământ când vine vorba să-și asume răspunderea pentru o decizie pe care au luat-o, care se dovedește a fi nasoală. Și cred că dacă era un studio, se luau de guler. PSD a fost din PSD au fost cei care au propus această declarație, ca să lămurim acest lucru. M-a mirat foarte mult afirmația domnului Cosma. Îmi pare rău că publicul este pus să asculte astfel de afirmații care nu au absolut nicio acoperire. Și rugămintea mea... Dumneavoastră ați făcut această propunere. Deci dacă nu vă reveniți în comunicare, eu vă spun exact cine a scris ordonanța și cum a fost scrisă. Și vă rog, eu nu mă puneți în situația asta, sunt membru al guvernului. Deci dacă mai continuați a face circul ăsta, oamenii au nevoie de predictibilitate, stabilitate și simplificare, ceea ce noi vom face. Dacă mai comentați mult și ne puneți în situația să dați vina lipsă pe unul sau pe altul, eu cred, domnule Cosma, că ar trebui să ne vedem în coaliție să tranșăm aceste probleme. De ce nu le eliminăm toate, domnul ministru? Hai să le eliminăm toate. Ce mai țineți de declarațiile alea? Păi, dumneavoastră, dacă veniți la guvern, discutăm, domnul Cosma. Păi bun, ați intervenit într-o dezbatere. Păi stați un pic, dacă vreți să vorbiți singur, și eu să numele, domnul Cosma, și nu vă permit să folosiți numele. Domnul Căciu, atenție, numai puțin. Nu vă permit să folosiți în minciună numele meu. Domnul ministru a fost unul dintre cei care a propus că este nevoie de o declarație în acest sens și o susțin.
că s-a răzgândit domnul ministru și au văzut că trebuie eliminate, asta e partea a doua. Dacă sunteți atât de sensibil, totuși sunteți ministru. E normal că discutăm și dezbatem atâta timp cât sunteți ministru finanțelor în guvernul României. Dacă sunteți atât de sensibil, atunci poate vă căutați altă treabă, nu știu, la filarmonică sau în altă parte. Domnul deputat, că vorbim despre situația românilor, iar intervenit să nu mai manipulați. Dumneavoastră ar trebui acum, ascultați-mă că v-am ascultat. Dumneavoastră ar trebui acum să, dacă haideți să facem bărbătește. Haideți să eliminăm acum, facem bărbătește acum. Da. Care, deci, discuția între deputatul PNL Adrian Cosma și ministrul PSD al finanțelor, Adrian Căciu, care dintre ei era de fapt în opoziție? Că nu m-a lămurit, amândoi par să fie în opoziție. Uh-huh. În discuția asta, o înregistrare încă o dată de ieri de la postul de televiziune Digi24, ca să înțelege și contextul. Ieri, la un moment dat, s-a aflat pe surse că guvernul urma să anuleze prevederea aia cu declarațiile și imediat PSD a ieșit cu un comunicat în care cerea anularea prevederilor. Bun. Deci PSD-știi, da, vulpi vechi, vulpi bătrâne, i-au lăsat pe liberali în offside, de unde nervi și iritare, evident, foarte mișto parteneriat. La telefon este Otilia Nuțu, fondator Expert Forum, analist de politici publice în energie și infrastructură. Bună dimineața, Otilia! Neața! Bună dimineața! Nu mai departe de ieri dimineață, la ora asta, noi vorbeam despre posibilitatea modificării ordonanței cu pricina. Iată că se întâmplă, adică am putea spune că guvernul e flexibil și își admite greșelile, nu? Ce arată această nouă modificare? Arată că oamenii s-au speriat de cozile de oameni furioși cu foi în mână de la ghișeele tuturor furnizorilor. Cred că, de fapt, nici până acum n-au înțeles care este problema, și anume faptul că un om, oricât de bogat ar fi și oricât de șmecher ar fi, nu poate să consume simultan de la mai multe locuri de consum. În esență, asta era problema de la bun început. Însă ei acum nu vor să-și asume faptul că au făcut acel articol cu probleme, fără să-și facă nici cel mai elementar calcul. Bun, acum cred că la noi mai există și o altă problemă. Faptul că nu știe exact, așa cum e la Parlamentul European, spre exemplu, să știe exact cine ce amendament a propus. Pentru că trebuie să poți să penalizezi politic la vot pe un politician care face niște propuneri care sunt ori ticăloase, ori prostești, ori nezinite. Ei l-au votat cum mare majoritate, au votat toate partidele, nu? Întrebarea e de ce oamenii aceștia care fac legislație ce privește milioane de oameni nu pot să anticipeze consecințele acțiunilor lor și votului lor? Adică ce spune asta despre calitatea administrației românești? Da, aici eu cred că problema mai adâncă. În mod normal ar trebui ca, și așa se întâmplă în Parlamentul European, spre exemplu, parlamentarii din fiecare grup politic se specializează în câte un domeniu și angajează la cabinetele parlamentare niște oameni care să le facă cercetarea și ei se specializează pe, nu știu, pe energie, pe transporturi, pe sănătate. După care ceilalți colegi ai lor votează propunerile care vin de la acești colegi care sunt specializați pe un anumit domeniu, da? Adică îmbrățișează cineva tema energiei, se ocupă serios de asta, își pune echipa la lucru să se documenteze foarte serios, după care toți colegii au încredere în parlamentarul respectiv că ce a propus e bine și atunci votează. Și la rândul lor fac și ei același lucru pentru alte domenii. La noi e așa, fiecare face ședință de brainstorming în ziua în care se votează în plen și din cauza asta se adoptă fără nicio estimare elementară de impact câte o prevedere din asta care după aceea se ciocnește frontal de realitate și trebuie modificată. Mulțumesc foarte mult, Otilia Nuțu, Expert Forum Analize Politici Publice în Energie și Infrastructură. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.